Ninja Santo Black. Gestionând situația cu delicatețe și forță minimă. Suspecții nu au fost încă identificați, dar... Hai, mișcă! Se pare că se întâmplă ceva. Mai bine, poți da mai multe informații despre ce se întâmplă? Nu e 100% clar, dar se pare că au loc interogări. Ne puteți da 2 milkshake-uri, 2 gogoși, 2 meniuri? Legătura la tine, Chip. Aici Chip și de Burger Zinger. Alte evenimente. Un incendiu a izbucnit la o casă în suburbii Elmore. Filmăm chiar acum în direct. Focul a izbucnit dimineață. Pompierii sunt aici de mai bine de o oră și încă se luptă să controleze flăcările. Acești copii au scăpat de flăcări. Spuneți-ne, cum a început focul? Am văzut un păianjen. În regulă, Chip, înapoi la tine. Aici Chip Charles Zingerwinger. Avem noutăți în jaful de la Burgerul Vesel. Legătura la reporterul din elicopter. Așa este, Chip. Se pare că poliția e în continuare în căutarea suspecților. Cu cei mai buni polițiști pe urmele lor, ne așteptăm să fie aduși în fața justiției cât mai curând. După cum puteți vedea jos, poliția continuă căutările, în ciuda unor cetățeni care le obstrucționează calea. Mersi, Mike, dar ce se întâmplă la sol? Păi, Chip, urmărirea continuă pe jos și pe genunchi și în mâini. Chip, șoala, Burger. Revenim cu această urmărire mai târziu, dar acum mergem peste mare la corespondentul Alpaca, care se află la summitul G8. Ce chestiuni importante s-au discutat azi la summit? Și ce a spus președintele despre asta? Și care sunt implicațiile, grup?